Avem și lideri, iar aici vine omul care a contribuit la incredibilul succes al campionului nostru mondial și olimpic, David Popovici. Așadar, vine în platou preparatorul lui, omul datorită căruia David este într-o super formă la competiții, Dragoș Luscan. Să-l poftim! And we're down, oh, oh. Luăm un loc aici, am mai stat de povești aici. Tot la barul ăsta. Sunt a doua oară la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc mult de tot și încă o dată felicitări pentru tot ce a fost la Olimpiadă. Și nu numai, pentru că ai fost în echipa asta, ai fost acolo lângă David Popovici. Da, am fost la Paris, am trăit toate momentele pe care le-ați văzut la televizor. Da. Și bineînțeles și momentele din spate. Care momentele din spate sunt sub presiune de fiecare dată? Uneori sunt, de fapt, cu 100%, sunt mult mai emoționante decât ceea ce vedem noi la televizor. La un moment dat văzusem așa, la tine și spunea, Dragoș, cu nutriția, cu modelarea corporală. Practic, cât de importantă e nutriția la un astfel de, la o astfel de performanță, la un astfel de nivel? Ce faci? Cum e? Dă-ne și nouă rețeta, să mâncăm și noi ce mănâncă David Popovici. Du-ne și pe noi, trimite-ne undeva să devenim și noi campioni. Deci noi privim nutriția ca pe benzină, să zicem, sau motorină pentru corp. Cu cât nutriția este mai bună și adecvată tipului de efort pe care el îl face, cu atât reușește să performeze la un nivel cât mai înalt. Da. Așadar, De cât timp faci echipă cu David Popovici? Aproximativ de vreo 7 ani de zile. 7 ani de zile. Da. În curând o să facă vreo 7 ani de zile. Mai ușor, mai puțin? Da, făceam puțin și pe măsură ce el a avansat în carieră, să zicem așa, am început să facem din ce în ce mai serios, din ce în ce mai profesionist, ce pe măsură ce l-a avut nevoie. Ce aliment nu lipsește niciodată din nutriția lui David Popovici? E o alimentație destul de echilibrată. Nu îi lipsesc legume, fructe, e... Mă gândeam că e ceva, zice, bă, întotdeauna trebuie să fie la masă sau să aibă, nu știu, avocado sau să mănânce nuci sau să... Nu, mănâncă destul de echilibrat și nu cred că există un aliment minune care ar face diferența. Mănâncă alimente autohtone și e totul echilibrat. Și legat de remodelarea corporală, practic după fiecare antrenament sunt acele ședințe de masaj ca să-ți revii muscular, nu? Pentru că e un efort uriaș. După fiecare antrenament, să zicem, care este mai greu, el totul se lucrează conform unui program. Adică în funcție de efortul pe care l-a avut la antrenament, atunci știm ce fel de tip de refacere să... Adică e multă disciplină acolo. E enorm de multă. Adică este totul calculat, să zicem așa, la milimetru. Nu lăsăm să ne scape nimic, pentru că ați văzut chiar și performanțele lui, modul în care a câștigat acum, totul s-a întâmplat la sutim. Exact. Pentru că vorbim de aur, nu? La 200 de metri și bronz la 100 de metri. Și bronz la 100 de metri. Exact. Cum e? Cum ai trăit acolo cu el? Cum a fost? Chiar povesteam zilele trecute cu David și am zis că la acea cursă de 200 de metri m-am simțit ca și cum am fi fost cu avionul și am căzut în gol și chiar înainte să ne, să zicem așa, să ne prăbușim sau să ajungem jos, a reușit să redreseze avionul și să ne ridicăm și să... Pentru că a fost exact cum ai spus tu ceva mai devreme, la milimetri, nu? La milimetri, da. Deci dacă încercați pe telefon sau pe un cronometru... Să faci zoom-ul ăla. La un cronometru, să dați start și stop imediat, nu reușiți să obțineți diferența aceea. Da. Adică dacă apeși de două ori, deci nu poți. Start-stop, nu reușești atât de repede. Cât a fost? 200? Cât a fost? 200, da. 200, adică și să clipești mai mult, nu știu cum să zic. Da, s-ar putea. Adică performanțele astea, în genul acesta de performanță, nu trebuie să lași nimic la voia întâmplării. Dacă ți-a lipsit ceva în ziua respectivă, e posibil să fii pe locul 2. Dar uite cum e, asta a fost la 200 de metri. Practic a câștigat cu 200 aurul. Uite aici fotografii cu voi de la Paris. Dar la proba de 100 de metri, practic a pierdut argintul tot la 100 sau la 200. Incredibil. Inițial așa am gândit și eu. La proba de 100 de metri. Da, pentru 100 am zis că a pierdut argintul.
Dar când m-am uitat în spate și am văzut că locul 4 a fost tot la 100, am zis, îți mulțumim, Doamne, că este, e bine și așa, suntem foarte mulțumiți. Foarte mulțumiți de rezultat. Putea fi mai bine sau putea fi mai rău. Așadar, este important că el s-a bucurat de cursele astea și tot ce s-a întâmplat mai departe a venit ca un bonus, ca o răsplată pentru munca pe care el o depune la antrenament. Care crezi că e punctul forte al lui David Popovici? Mentalitatea, modul de a gândi pe lângă toate aceste lucruri? Reușește să se motiveze să muncească foarte, foarte mult și foarte corect și să țină oamenii buni alături de el. Pentru că e important să ai echipă lângă tine. Da, este esențial. În sportul de mare performanță e esențial ca echipa să fie aliniată cu obiectivele pe care tu le ai. Altfel, na, riști să... Îți dai seama că voi faceți echipa asta de 7 ani, da. Contează. Sau legat, sau legat lucrurile de-a lungul timpului. Știi ce vreau să te întreb, Dragoș? Tu ai grijă de nutriția lui, ai grijă de modelarea asta de corporară, da? De l-ajuns la antrenamente, dar când e în vacanță, nutriția cum e? Mai țineți legătura sau atunci nu mai? De nutriție nu mă ocup. 100%. Nu mă ocup. Eu se ocupă un... avem un nutriționist din... cu care colaborează tot așa de vreo, să zicem, vreo 4 ani de zile și el se ocupă să facă aceste planuri. Noi, eventual, când suntem cu el, mai urmărim dacă se întâmplă lucrurile și lucrăm și în funcție de calendarul competițional. Iar în vacanță e suficient de conștiincios, astfel încât să nu dea cu piciorul. Ideea e să respecte niște principii de bază ale alimentației, ale nutriției. Și oricum, cred că ești la un nivel în care, indiferent că ești în vacanță sau că ești la antrenamente, ai un stil de viață și ți s-a schimbat viața, te-ai modelat un pic altfel. Da, nu e ca și cum în timpul sezonului mănâncă numai lucruri bune și în afara sezonului mănâncă numai lucruri rele. Da, exact. Pentru că dacă te obișnui cu cele bune și îți dai seama pentru ce le folosești, nu are rost să dai cu piciorul. Te-ai ocupat și de Simona Halep și de Cristina Neagu și de Horia Tecău. Acum cu cine mai lucrezi? Acum lucrez în cadrul cabinetului, la KinetoFit. Lucrez cu foarte mulți sportivi de performanță. Îmi place să spun faptul că sunt câțiva sportivi cu care lucrez în momentul acesta și cu siguranță unii dintre ei vor face mare performanță pe viitor. Îmi place să investesc în copiii de la noi din țară, pentru că avem copii foarte talentați în toate domeniile și cu siguranță dintre cei cu care lucrez în momentul acesta, care sunt din mai multe sporturi, da, câțiva dintre ei vor mai ajunge campioni. Pentru că au înțeles că tu îi vezi când lucrezi acolo și vezi că au ceva mai mult decât ceilalți. Da, au trebuie să aibă talentul na, de a face sportul respectiv, dar și talentul de a munci. Și dacă lucrurile acestea se îmbină și au și o echipă competentă lângă, eu cred că o să mai vedem campioni la noi în țară pe viitor. Să mai răsară. Sper din toată inima, pentru că a fost o mare bucurie și cu Euro, când am văzut că am trecut de grupe, apoi la Olimpiadă și multă, știi, bucuria asta, performanța asta te mobilizează și îți dă așa speranță și încredere. Sper să ne mobilizăm ca țară, să scoatem cât mai mulți campioni pe viitor. Să sperăm sau măcar să ne încurcăm. Exact, sau măcar să ne încurcăm. Dintre copiii care sunt, cu siguranță vom mai găsi. Asta, da. Asta pot să o garantez. Eu îți mulțumesc acesta. Mult de tot că ai trecut pe la noi. Și dacă ar fi să le recomanzi, poate încă fiind de vacanță, mai sunt mulți părinți care se uită la emisiune alături de copii, care poate vor să-i îndrume către sport. Ce le-ai spune așa? Le zicem în felul următor. Sportul este experiența de viață care te poate ajuta cel mai mult. O experiență de viață pe care le-o recomand, mai ales acum când sunt mici, pentru că s-ar putea ca mai târziu să nu mai poată trăi. Și chiar dacă nu este vorba de sport de performanță, măcar sport de masă, mergi, să faci sport, să mergi cu bicicleta, să te duci să alergi, să noți, să faci mișcare. Mișcare organizată, în aer liber, nu contează. Că e vorba de fotbal, că e vorba de not, că e vorba de atletism, este indicat ca
Să mergi acolo să faci asta. Să mergi să o faci. Îți mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Oameni buni, mulțumesc. Pe Dragoș îl găsiți pe Instagram și numai Dragoș Luscan îl căutați, puteți să stați de povești cu el, cu siguranță o să vă răspundă. Mulțumim mult de tot, încă o dată. Cu plăcere.